Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu este domnul inginer Constantin Dumitru, personalitate de mare prestigiu a rafinăriei Petrol Lukoil și a industriei de petrol din România. Bine ați venit, domnule director, pentru prima dată, sper și în ultima dată, în studioul nostru Valea Prahovei. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. O să încep într-un mod original această primă emisiune, domnule director. Întotdeauna mi-a plăcut originalii, vă rog. Mă bucur foarte mult. Întrucât pe 24 martie, să-i anunțăm pe telespectatorii noștri, dumneavoastră veți împlini de două ori 31 de ani, adică 62 de ani. Vă spun încă de acum, la mulți frumoși, bogați, sănătoși, demni și norocoși ani, domnule director. Vă mulțumesc! Dacă tot am început așa, v-aș ruga să fiți de acord cu un dar din partea mea, din partea studioului, dar un dar muzical. Muzical, presupun. Cum vă respectați ziua de naștere? Într-un mod normal, fără fițe, ca să spun, într-un limbaj mai puțin academic, în întâlniri cu colegi, prieteni, familia, o ieșire undeva, un restaurant. Deci în mod normal. Absolut normal, nimic spectaculos. Deci încă o dată vă spun sincer la mulți ani, mulțumesc regiei pentru această grijă. Vă mulțumesc. Ne colaborăm și eu în mod deosebit. Și am început-o mai devreme cu urările. Urările, da. E mai bine așa decât niciodată, zic, da? Vă rog să apreciați gestul de prietenie. Vă mulțumesc și sper că și atunci când vom face un multiplu 3 ori 31, vom fi tot aici. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumneavoastră a spus-o și suntem de acord. Obișnuim să facem cunoștință, mai ales pentru cei care vă cunosc, cei care vă cunosc foarte bine, dar dușmanului bine e mai bine. Vorba vine. Domnul director a absolvit IPG, Institutul Petrol Gaze București, Facultatea Chimizare a Petrolului și a Gazelor, promoția 1970-76, printre primii trei. Nici n-am început bine să vă prezint. Și ați început să vă lăudați. Și am început să vă laud, nu, dar nu înțeleg, 1970-76, 6 ani totuși. Păi, ce s-a întâmplat? Domn profesor, e o greșeală a mea? Nu este o greșeală. Poate că sincer, este... da? Da. Poate a fost o greșeală a mea. Eu am început la Politehnică, la Facultatea de Chimie Industrială. A, deci în 1970? 70 până în 71. A fost la Politehnică. Am fost la Politehnică un an. Da? Și urmărind situația repartițiilor după absolvire, am constatat că mă întorceam tot în Slatina, în Târgu Mureș sau Slobozia sau, mai știu eu, Năvădari. Și acest lucru nu mi-a convenit și comparând cu repartițiile pe care le avea Institutul de Petrol, unde terminau vreo 30-35
Și am văzut, aveau 10 locuri. Din câți? Cam din 45 atâta români. Era. Români. Da. Restul erau străini până la 90, că erau 3 grupe. Da. Sau cel puțin așa a fost în vremea mea. Am văzut 10 locuri repartiții în București și alte repartiții Ploiești, eu știu, Oradea, Constanța, Pitești. Am zis, acolo trebuie să merg și eu. Nu mă întorc de unde am plecat. Și așa am dat din nou admitere. Bine, ca să dai din nou admitere, trebuia să-ți elibereze documentele de la Politehnică. Atunci era rector... Profesorul, academicianul, renumitul Radu Voinea. Ați făcut cursul de mecanică. Am făcut cursul de mecanică, da? Semestru 2, da. Și până la dânsul ați mers ca să puteți... Numai dânsul mi-a aprobat. A înțeles că opțiunile mele sunt către altceva. Ați spus adevărul unde vreți să plecați? Nu am spus adevărul, am spus că plec la medicină. Pentru că altfel n-ar fi înțeles. Pleci de la inginerie chimică la inginerie petrochimică. Am spus că vreau să mă duc la medicină, că mi-am descoperit veleitățile. Și dacă tot ați pomenit de Slatina, să spunem telespectatorilor că sunteți oltean. Da, din județul Olt. Din județul Olt, din... Chiar pe malul stâng al Oltului, deci strict geografic, nu sunt din Oltenia, strict geografic. Și nici dar, nu ați oltenizat totuși. Nu, prin naștere și prin... Știți bine că Oltenia se întinde mult mai departe, chiar și în partea de Argeș. Chiar și dincolo de țară. Chiar și dincolo de țară, și așa. Și în Teleorman, unde sunt denumiți de asemenea Teleolteni. Adică faptul că vorbesc cu perfectul simplu este primul lucru care îți sare în ureche în momentul în care dialoghezi cu cineva. Să localizăm Valea Mare, da? Valea Mare, da. Este mai o comună. Precis, da? Se află aproape de prima Slatina. Prima comună de la Slatina către Pitești, următoarea comună pe stânga fiind Scornicești. De ce zâmbiți? Nu zâmbesc. A zâmbit tot pentru, timpul, da? Sigur, unul le provoacă fel de fel de alte amintiri. Mie nu. Am înțeles. După absolvirea facultății, am reușit să înțeleg cum e cu facultatea, ați optat pentru rafineria Teleajă. Da. Până în anul 1998, după stagiatură, 9 luni stagiatura, a ocupat tot timpul funcții de conducere, mi-am notat eu. Șef secție schimb, șef secție coordonator, 9 ani. Director uzină lubrifianți, 9 ani. Director tehnic, 2 ani. Iar după anul 1998, un an de decizie și pentru cariera dumneavoastră și nu numai, la Petrotel Lukoil, unde activați și astăzi, ați semnat ca director tehnic, director de producție, director executiv, director general adjunct producție și în prezent manager proiect SMRP. SMRP este acronimul de la sistem de management al rezidurilor petroliere și am să vă explic mai târziu cam ce presupune. Da, vă rog, pentru că deja a intrat în fondul principal de cuvinte. Autor cu autor a peste 20 de brevete, menționați dumneavoastră, puse în practică și exploatate mulți ani la rafineria Petrol. Am să iau cu totul întâmplător, din această mulțime de brevete. Rog camera să arăt măcar un brevet. Vreau să vă spun că în mapa pe care mi-ați oferit-o... Mapa profesională, să-i spunem așa. Mapa profesională, m-am ferit de acest cuvânt. Nu, dar este utilizat este în media. Utilizat, știți, da? Aceste brevete, ca titulari, sau pentru aceste brevete, figurează ca titular Petrotel Lukoil, foarte multe realizate în echipă. Știți să lucrați în echipă. În echipă, da. Văzut. Au fost echipe mixte cu colaboratori din institutele de cercetare. Am văzut chiar ICERP, la vremea respectivă. Da. Și ce mi-a plăcut foarte mult, aveți și certificat de inovator. Toate acestea sunt în mapa dumneavoastră profesională și iată un ultim atestat la seria de prelege ghid practic de utilizare a elementului de lucrare informațională specifice top managerilor din generația 3-a pentru sistemul informațional Petrotel S.A. în perioada 12.07.21.07.1993. Eu am remarcat sintagma brevete puse în practică și exploatate mulți ani la rafineria Petrotel.
sunteți căsătorit cu o colegă de facultate, ploieșteancă, da. Și aveți un copil, Bogdan, olimpic la informatică peste tot. La toate nivelurile. Ați vrea să ne povestiți? Nu numai olimpic, ci câștigător. Vorbiți-ne, vă rog frumos. Una e să fii și olimpic și una e să fii și câștigător. Deci este absolvent. Îl arătăm aici. Este, rog camera. Este absolvent al liceului Caragiale, născut evident în Ploiești, absolvent al liceului, în toată perioada, da, îl recunoașteți, este o da? Poză cu toată familia, da. Cred că este undeva prin Franța, după cât îmi dau eu seama. El, deci ați produs marfă de export? Am produs marfă de export, sigur, după obținerea tuturor titlurilor olimpice. El fiind produsul liceului Mihai Viteazul de aici, nu, da? Nu, Caragiale. 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 Profesoara Nica. Da. După aceasta a obținut o bursă în Statele Unite, la, în California, la Caltech, se cheamă California Technology, unde a absolvit cu brio aceste facultăți. Felicitări, acum este înapoiat, am înțeles. Acum este în România. S-a întors în România. Domnului director, invitatul nostru, îi plac Wagner, Vivaldi și, curios, formația mondială. Ați vrea să veniți cu o explicație? Sigur. Wagner. Nu intrăm acum în detalii. Nu intrăm detalii, în amănunte. Sigur, ca orice om în afara preocupărilor, am și tangențe cu arta. Frumos. Dar, sigur, așa cum spuneau străbunii noștri latini, ars longa vita brevis. Est? Ascult și eu muzică, îmi plac să admir arhitectură, să admir sport, să admir orice care face parte din viață. Nu sunt un muzician, nu am caracteristici de... Aveți ureche muzicală, să vă întreb direct? Nu. Ureche muzicală, nu. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place muzica. Categoric. Sigur, ați exemplificat prin Wagner. Da. Vivaldi. Vivaldi. Anotimpurile, da. Sigur. Cu semnificația lor. Cu semnificația unui ciclu, da? Al vieții. Și formația mondială. Formația mondială este una dintre formațiile tinereții mele, când eram student, la... Grigore Preoteasa, 303. La 303 și alte locații unde cânta mondialul. Cu Gabi Drăgan, da? Da, cu și Gabi. Totuși bănuiesc că ați avea și un alt argument. Iubire bibelo, romanță fără ecou, iubire bibelo de porțelan, cu versul de Minulescu. Sigur, Minulescu, care este slătinean, dacă citim mai atent, să vedeți că s-a născut la București, a trăit am în Slatina, da? Copilăria, liceul. Să-l lăsăm la Slatina, să nu stricăm originile, da? Să-l lăsăm la Slatina, da? sigur. Unde, sigur, există și străzi care îi poartă numele, librării și așa mai departe. Că în una din poeziile lui, dacă lumea își aduce aminte, da? În orașul în care plouă, de trei ori pe săptămână, merg ținându-se de mână un bătrân și o bătrână. Două jucării stricate. Da. Haideți să nu se devenim melancolici. Nu devenim melancolici. Și mie îmi place Minulescu. Vom mai deveni. Am înțeles misterul cu formația mondială. Domnul director este lider formal, dar și informal. Aș vrea să explicați puțin. Formal înseamnă numit. Corect. Deci informal este cel care, prin decizie, ești numit pe o funcție și trebuie să-ți îndeplinești atribuțiunile funcției. Informal este un lider care este urmat de colectiv, adică colectivul apreciază și îl urmează. Nu cârcotesc. Este, cum se spune la fotbal... În vestiarele lor, da? Exact, cum se spune în fotbal, că are vestiarul în mână. Adică jucătorii sunt ai lui și ei cred în el și el crede în ei. Despre asta este vorba. Pe tot parcursul celor 22 plus 15 ani, 22 plus 15 ani, deci 37, dedicați rafinăriei, s-a remarcat printr-o activitate profesională de excepție, prin diplomație, corectitudine și un comportament impecabil
față de toți cei cu care a colaborat și i-a format. Operatori, maestri, ingineri, manageri. Dăm o explicație? Alții au spus asta despre dumneavoastră. Alții au spus, da. Sigur, mă gulește spusele celorlalți. Probabil că există și un adevăr în treaba asta. Nu, cu siguranță există. Cu siguranță, da. Vă mulțumesc. Toate astea pleacă din familie. Dacă familia ți-a spus că munca, cinstea și respectul față de ceilalți, asta trebuie să faci tu în viață. Să vorbim puțin despre familie. Mai aveți un frate? Mai am un frate, da. La Slatina. Uh-huh. Deci au plecat toți din Valea Mare, da? Uh-huh. Mama, tata? Au plecat, dar în altă loc. Cu ce se ocupau? Tatăl a fost fiu de chiabur. Oh, chiabur. Da. Și această noțiune... Care... Sperie. Care sperie, da? Și care ne speria pe noi ca copii, că ne dă afară de școală. Dosarul tot, da? Dosar, probleme. Da. Aveați mult pământ? Pentru o zonă de câmpie nu atât de mult. Da. Peste 20 de hectare și... Ce crește la Valea Mare? Grâu și porumb. Grâu și porumb. Da. Sunt, e zonă de câmpie, este... Exact, da? De acolo începe câmpia Burnasului, ca să mă exprim în termeni geografici. Vă rog, corect. Deci, așa, a trebuit să cedeze pământul și ulterior s-a transformat în muncitor calificat pentru a putea face rost de bani să-și întrețină proprii copii. Și mama? Și mama a rămas casnică. Ce ați moștenit de la părinți? În afara educației? Educația este un lucru foarte important. Nu pot să spun că am moștenit valori materiale. Dar spirituale, educa. Da. Dar spirituale, da. Nu mai merge sau mergeți foarte rar în Valea Mare? Rar. Foarte rar. Dacă ajung o dată pe an. E bine, totuși. Este bine. Pentru emisiunea Seniorii Petrolului Românesc, îi recomandați pe domnul inginer Ocneanu Ion și pe domnul inginer Mihăiță Doru. Am pus în început această recomandare. Sigur, mi-ați povestit la început că există o listă și nu se mai termină. Cum i-ați ales pe cei doi? Simplu, ei pot alege pentru că dacă ne uităm puțin de-a lungul istoriei, în teleajen, ca să mă exprim așa cum știe lumea, da. A existat și există și astăzi o școală a petroliștilor. O școală care a format de-a lungul timpului mulți ingineri, mulți maestri, mulți operatori, mulți dintre ei fiind slujind acum interesele industriei prelucrării prin diferite țări, cum ar fi Nordul Africii, Orientul apropiat și alte zone, chiar și depărtate. Am foarte mulți colegi, foarte mulți ingineri care au lucrat în subordinea mea și care acum lucrează în străinătate. Deci, teleajul a fost întotdeauna o școală. Și este. Eu vă mulțumesc frumos. O să iau legătura cu dânsul, o să spun că a fost recomandat de către domnul Costică. Așa vă spun, prietenii, nu? Da. Da? Da. Greșesc? Nu, nu. Am auzit o discuție telefonică, deci domnul Costică, și de-abia așteptăm să îi cunoaștem, să lucrăm împreună, să rămânem împreună. Da, domnul Ogneanu mi-a fost și șef pe o lungă perioadă de timp. Am înțeles. Dumneavoastră știți, am înțeles, să vă respectați și șefii, dar și subalternii. Din nefericire ne apropiem de finalul primei părți, a primei noastre emisiuni, și am o întrebare. Am pregătit, conform preferințelor dumneavoastră muzicale, Wagner, Vivaldi. Ce vreți să ascultăm? Și mondial, cu siguranță, dar în final. Să începem cu Vivaldi, pentru că el este promotorul acestor tipuri de concerte și promotorul barocului în muzică. Deci Vivaldi, da? Să începem cu... Da. Rog regia, dorim să ascultăm Vivaldi.
Am ascultat Vivaldi într-o interpretare foarte interesantă și mai avem de ascultat, cel puțin în prima emisiune pe care o realizăm împreună. După pauză vom naviga, vom pune și întrebări, nu știu dacă vă plac întrebările. Îmi plac întrebările. Da? Dar promițându-vă că vom lua totul pe îndelete. Aș vrea să îmi răspundeți înainte de pauză la următoarea întrebare. Dacă am dat timpul înapoi, ați alege aceeași profesie? Sigur, întrebarea este ipotetică, sigur, nimeni nu poate da timpul înapoi, din păcate. Răspunsul este da. Aș alege aceeași meserie, întrucât nu pot să spun că m-a ocolit succesul în această meserie. Și când mă refer la succes, mă refer la succesul profesional, nu la alte. Da. Și în același timp m-am bucurat de recunoașterea colectivului în care am lucrat. Întotdeauna m-am bucurat de recunoașterea colectivului, ceea ce este un mare lucru pentru cineva care conduce un colectiv, indiferent cât e de mare sau de mic. Să spunem telespectatorilor că dumneavoastră ați fost, sunteți și veți rămâne specialist în rafinarea țițeiului, rafinarea petrolului. Corect. Și v-ați întoarce la aceeași meserie. M-aș întoarce în aceeași meserie. În condițiile acestea pe care le știm cu toții. Da, pentru că dincolo de cunoașterea publică despre acest subiect, subiectul este foarte interesant, deoarece sectorul energetic este un sector de bază al oricărei industrii din oricare țară. Acesta a fost răspunsul complet. Punem punct. Suntem obligați să luăm și noi o pauză pentru publicitate. Rog regia, pauză. Continuăm emisiunea Seniorii Petrolului Românesc cu invitatul meu, domnul inginer Constantin Dumitru. Navigă. Domnul director, la cei 62 de ani, aproape împliniți, pentru care încă o dată vă felicit, nu numai eu. Mulțumesc. Vă considerați un om împlinit? Sigur, pot să consider că am făcut ceva în viață. Nu, e greu de spus împlinit. Poate că fiecare din noi și-a dorit mai mult și pe plan profesional și pe oricare alte planuri. Dar mă consider un om mulțumit de rezultatele activității mele profesionale. Și am oprit explicațiile. Deci mulțumit. Da, un om mulțumit. E bine să fiți mulțumit? E bine să ai sufletul împăcat. Dar totdeauna cu o idee de progres. Dar cu ideea, sigur, de progres și de continuare, pentru că eu nu voi considera acesta un capăt de linie. Nu. Voi continua. Chiar în zilele astea eu citesc mai mult decât citesc alții din domeniu. Da, dar la Ploiești poți să o și întorci. La Ploiești, da. La Ploiești, da. Deci există și variante aici, da? Exact. Sigur. Bun. M-ar interesa să transmitem telespectatorilor reperele cu care ați rămas dintr-o viață de 62 de ani petrecută în aceeași rafinărie. M-ar interesa copilărie, școală și apoi cei 22 plus 15 ani. Pregătind emisiunea, mi-ați spus la dispoziție și vă și mulțumesc cu această ocazie, mai multe fotografii. Am să le iau cu totul întâmplător. Iată o primă imagine. Da. Vă rog, domnul director. Este o... Aveați telefon? Da, aveam telefon, sigur. Aici cred că eram șef de secție, coordonator, ceva de genul ăsta, dacă recunosc bine biroul. Da? Unde? La Petrotel, la da? La Petrotel, sigur. La Petrotel. Eram... Deci coordonator, mai bine decât șef secție, schimb. Deci nu mai intrați în da, schimb. Da, în subordine, da. Lucrai de zi și aveai în subordine șefii de secție la schimb și răspuns de întreaga activitate a sectorului respectiv, care însemna fostul bloc de ulei. Să zâmbim puțin.
Ah, da, aici, vedeți, trei oameni care au schimbat lumea. Pardon, numai doi. Unul nu, cel din față nu. Bine, putem comenta. Ce a construit unul a stricat celălalt, dar... Oricum sunteți în aceeași galerie. Da, oricum galerie, sunt în galerie personajelor celebre, sigur. Să rămânem în lumea personajelor celebre, domnule director. Da, aici sunt împreună cu răposatul Ioan Paul al II-lea. Sunteți împreună, sigur, asta văd, dar... Da, vedeți, dânsul e salută cu mâna dreaptă, eu cu stânga, fiind format ca fiul al clasei muncitoare, nu pot fi decât de stânga. Asta este simbolistica. Sigur, și nu am nici tiara. Am înțeles. Să rămânem în aceeași notă veselă? Da. Ce se întâmplă? Ca orice bărbat... Bine. Bine. E, aici, în poza asta, vedeți că... Cum zice românul, că am trecut la eu prin traistă. Sunt cu Spice. Oh, la la. Da. L-am făcut gelos atunci pe Beckham, dar i-a trecut între timp. Am înțeles. Haideți să vedem exact, pentru că ați deschis o veselie la noi, o altă imagine și v-aș ruga să ne explicați. Vă avertizez că urmează imagine cu soția dumneavoastră. Da, ăsta este momentul alegerii. Am fost pus în dilemă, pe care o alegi. Și am ales-o pe cea din stânga. Și... Care e și cea din stânga. Și n-are, nici ea n-a regretat. Am înțeles. Dar aici, domnule director... Da, era un tet-a-tet cu Rembrandt. Eu n-am... Ce onoare! Eu n-am moștenit caracteristicile cu Pensula și Penelo, am stat mai prost. Să vă mai vedem odată o parte din familie, mama și fiul. Da, aici este înăuntru, la Louvre. Paris. La Louvre, sigur, la Paris. De câte ori ați văzut Louvre? Louvre l-am văzut de vreo 3 ori. Dar nu, e greu de spus că ai văzut Louvre. Ai văzut ce poți vedea în 6 ore, 7, că nu te țin picioarele mai mult. Când era intrarea liberă? Nu, am plătit. Mi se pare că odată am intrat și liber, a fost o intrare liberă, dar am stat la o coadă care pornea din grădinile Tuierii. Totul se plătește. Alte ipostaze. Da, aici am vrut să dovedesc lumii că am și eu sânge albastru, chiar dacă provin din clasa muncitoare. Din Valea Mare. Și din Valea Mare, sigur. M-am pozat fraudulos în patul lui Ludovic al XIV. La fel, o poză optimistă? Da, e tot la intrarea în Louvre. Și erați într-o dilemă. Sculpturile aici, da? Antice. Da, destul de ospitaliere și... Sigur. Erați la începutul, de altfel, călătoriei, nu? În Louvre. Da, e la început, e la intrare. În Louvre, da. Nu pot să nu arăt telespectatorilor și această imagine pe care nu mai înțeleg. Da, sunt... Știați de această imagine? Știam că... Am smuls-o totuși din reveria cu Elvis Presley și am adus-o tot. Se ascultă muzica lui Elvis în casă? Se ascultă, sigur. Nu există muzică care să nu fie ascultată. Apropo de Elvis... Cu excepția, eu știu, hard rock... Ceva. Ați fost la Acapulco? Știu că ați rotocolit pământul. La Acapulco nu am fost, dar la Las Vegas am fost. Vă întreb de Acapulco pentru că acolo s-a realizat un film deosebit și aș fi putut detalia mai mult, dar altă dată. Vacanță Mexic. La Acapulco sau ceva de genul ăsta. Veselie la Acapulco, da. Veselie la Acapulco, da. Eram copil. Sigur că da. Eram copil. Iată o imagine ecologică, că ne apropiem și de meseria dumneavoastră, într-un fel. Da. Este o poză din Amsterdam și am surprins momentul în care curățau canalele, navigabile, evident, de bicicletele căzute, aruncate și așa mai departe. Interesantă. O altă poză de grup. Ne apropiem de școală, de universitate. Aici deja
Suntem la 35 de ani de la absolvire. Deci 35 de ani de... În țară sau în străinătate? Unde erau aceste ceremonii? Nu, nu, eu sunt în țară la Fundata, undeva... De a, la... deci aici ați organizat, da, nu? Sigur. Că acum mai nou se organizează dincolo. Da, ne-am propus și noi și sunt o parte din colegiu care au participat aici, sigur. Sunt mai mulți, dar nu erau toți în poză acolo. Domnul director Constantin Dumitru face sport. Sper că ați ales o... Aoleu, asta e o poză când... Ce sport mai face? Ai, sunteți dumneavoastră. Eu sunt ăla, da, da, dar cu un număr de kilograme în plus. Care sincer... Ce sport faceți? Am făcut orice fel de sport. Am jucat și eu fotbal, am făcut alergări. Foarte frumos. Cu profesorul Hazaparu la institut, pe care probabil că cu siguranță, îl stimez foarte mult. Ați făcut și schi? Ați fost în tapele nu, de schi organizate? Nu. Cu profesorul Hazaparu am făcut sport și... Foarte frumos. Haideți să intrăm în Lukoil. Iată, am câteva imagini pe care v-aș ruga să le explicați. Da, aici e... Lukoil, o familie. Cum se spune în limba rusă? Adnasemia. Adnasemia. Da, era sloganul vechi. Acum sloganul nou este Lukoil permanent în mișcare. Deci dacă nu stă pe loc, este în mișcare. Always moving. Sau Всегдат в движении. O poză foarte interesantă și aici se văd și nivelele. Nivelele cu directorul general cel mai sus și dumneavoastră imediat în planul 2. Da. Da, este o poză după terminarea modernizării, vedeți, scrie 2004. Modernizarea, știu că în 2001 și 2003. Între 2001 și 2004, da. Perioada în care s-a făcut această modernizare. Da. Și în centru, vedeți, este directorul general și în stânga dânsului sunt eu. Și acolo este tot colectivul de conducere. Constantin Dumitru. Oricum sunteți în top. Cu cât ești mai sus, cu atât bate suflăvântul mai tare. Da. Corect. E adevărat, da? Da, și... Bun. Iată-ne acum să-l vedem în detaliu pe directorul nostru, cu care am înțeles că vă relaționați excepțional. Greșesc? Eu am relaționat foarte bine cu toți directorii generali care au fost la Petrotel. Da. Este... Explicați această poză, vă rog. Este directorul general când a primit cheia rafinăriei, deci la modernizare. Este director general pe care îl cheamă Zdobnov. Când l-am văzut, l-am asemănat cu Stan Smith. Da, 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 are... Aceeași figură, aceeași aliură. Are o figură interesantă. Mai depanăm câteva amintiri. Da, aici este sosirea patriarhului Justinian, da? Da. La inaugurarea... cimitirului din Mihai Bravo și a participat și la inaugurarea lucrărilor din Petrotel. Și ultima imagine, unde sunteți singur, dar nu chiar atât de singur, vă rog să comentați. Mie mi-a plăcut poza. Da, era o primă investiție, este vorba de rampa auto, de încărcare produse petroliere. Mă văd și eu acolo micuț între... Nu sunteți chiar așa micuți toți. Atunci erați director general... Nu, atunci eram director de producție. Director cred. De producție. Da, da, da. Director de producție. Cred că era prin 2000 sau 2001, nu mai țin minte. Ce repede trece timpul. Să știți că următoarea mea întrebare, da, și vă spun încă de acum, cum v-ați adaptat perioadei de după 89? Următoarea mea întrebare. Dacă acum ați putea să răspundeți foarte pe scurt, pentru că mai avem câteva minute și trebuie să facem final. Sigur, toată lumea aștepta o schimbare, dacă rememorăm... Schimbarea schimbării, da. Da, dacă ne aducem aminte. Sigur că era prima noastră încercare de a ajunge în ceea ce se cheamă economia de piață. Da. Industria petrolieră românească, așa cum ea a fost concepută unitar cu schimburi de
materii prime și semifabricate între rafinării, încet, încet s-a pierdut și astfel fiecare rafinărie a devenit societate comercială pe cont propriu și a trebuit să se descurce pe piața liberă a României și, evident, și în Europa, în vecinătăți. După cum știți, fiecare și-a urmat drumul lui și rezultatele sunt vizibile astăzi. N-au mai rămas decât trei rafinării mari în care funcțiune. Care sunt ele? Petrotel Lukoil, Petromu, cu rafineria Brazi și Rompetrolul, cu rafineria de la Midia, de la Petromidia, da? Năvodari. Năvodari. Am înțeles. V-aș ruga, domnule director, să punem originea pentru a merge mai departe pe axa timpului în anul 1990. Pregătind emisiunea, eu am contabilizat rafinăriile existente, 5 rafinării mari și 5 rafinării mici și vechi. Petrotel, apoi Petrotel Lukoil, figurează evident în lista rafinăriilor mari. V-aș ruga să dezvoltați acest subiect, încercând să ajungem în această emisiune la anul 1998, Petrotel, Lukoil și apoi vom vedea. Sigur, 1990 a găsit rafinăriile de care dumneavoastră vorbiți într-un ansamblu. Era o centrală de rafinării și petrochimie cu conducere locală prin directorii generali, dar cu conducerea centralei și afiliate Ministerului Industriei Chimice. Odată cu... Aceasta era o formă centralizată, știm cu toții că eficiența funcționării putea fi mascată în cadrul acestui complex. Odată ce te-ai transformat în societate comercială, pe propriile picioare, trebuie să te descurci. Ca să te descurci în economia de piață, trebuie să obții, ca la orice activitate umană, un profit, un minim de profit, fără de care nu poți trăi. Deci fiecare a căutat să-și eficientizeze propria activitate. Cum și-a eficientizat-o? Se vede astăzi. Din cele 5 au rămas numai 3. Din cele mici mai este în activitate Vega, care este o sucursală a Rompetrolului. Să ajungem la 1998. Privatizare. Da. Dumneavoastră, înainte de 1998, erați director tehnic. Eram director de uzină director și după de aia uzină, director tehnic. Director, da, de uzină, uzină de uleiuri, uzina, da? Uzina de lubrifianță. De lubrifianță, 9 ani. Da. 1998, atâtea legende au circulat cu această privatizare. Poate ne spuneți dumneavoastră corect, așa cum de altfel întotdeauna rostiți adevăr. Sigur, privatizarea a însemnat cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni. Lucru făcut de compania Lukoil, care, prin achiziționare, și-a făcut planul de business, analizând capacitatea fiecărei uzine din cadrul combinatului petrochimic Petrotel Lukoil, capacitatea de a fi, de a produce profit, de a fi eficient. Uzina de lubrifianți care a slujit economia românească timp de 40 peste de ani, 40 de de ani, peste da? 40 de ani, avea utilajul la nivelul tehnic al anilor 60, cu excepția hidrofinării de ulei, care era făcută de vreo 25 de ani. Deci instalații de solventare, de parafinare, de aveuri, etc., erau la nivelul anilor. Țițeiul era un țiței parafinos tip C selecționat, numai din ăsta se pot obține uleiuri prin tehnologia care o aveam noi în Teleagen. Lucru care nu-l mai aveam, iar între timp, progresele în industria de lubrifianți au fost uriașe. Piața românească
pe piața românească pătrundeau uleiuri performante din alte zone, deci ca atare performanța blocului de ulei nu mai putea fi susținută. De fapt, nu mai putem vorbi de performanță. Vorbeam de o supraviețuire. O ultimă întrebare și vom reveni într-o emisiune viitoare. Pe scurt, cum apreciați prețul produselor petroliere la pompă? Excelentă întrebare. Vă rog. Păcat că am pus-o prea târziu. Păcat că ați pus-o prea târziu. Da, dar nu e niciodată prea târziu. Dar nu e prea târziu niciodată. Dar vreau să precizăm de la început. Vă rog. Dezbrăcăm de aspectul politic total, acest lucru. Total. Vă rog. Dezbrăcăm de aspectul diferitelor păreri exprimate prin diferiți analiști de diferite locuri. Am ajuns la nuduri, vă rog. Am ajuns la nuduri. Suntem deja la Luvru. Vă rog, la nuduri, da, vă rog, da. Exact. Vă rog. Mi-este extraordinar de greu să explic, dar voi încerca în câteva cuvinte. Vă întreb pentru că vreau și o să plec un plin gratuit din această emisiune de la dumneavoastră. Ah, da, da, asta e mai greu, Nițău, dar rog, un plin... Și colegii mei din regie. Un plin rog, puteți rog, face, nicio problemă, produsele Lukoil sunt oricând disponibile. Trebuie să înțelegeți că produsele, când părăsesc poarta rafinăriei, au sub jumătate din prețul care dumneavoastră îl găsiți la pompă. De ce? Pentru că imediat sunt lipite de el taxele și accizele. Deci atenție, când vorbim de treaba asta, știm că numai jumătate este al rafinăriei. Și să pornim de la ce înseamnă prețul unui litru de benzină, 6 lei și 15-25, depinde de că știm cu toții că prețurile țițeiului sunt prețuri de cotație și sunt fluctuante. Oscilante, da. Sunt așa. Este suficient să moară ce aveți ca să crească prețul sau să scadă prețul? E suficient să se întâmple ceva prin Algeria, Libia, etc. și iar se întâmplă treaba asta? Deci, influența asupra prețului de cotație este mare și de factori care nu țin de prețul țițeiului neapărat. Bun, dar să trecem la prețul produsului finit, ăla care îl luați dumneavoastră, da, la pompă, frumos, și să-l comparați cu, să spun, prețul unei băuturi răcoritoare, mai colorată, nu e apă, care e luată din solul sfânt al patriei, la care se pune ce se pune, nu se distilă. Orice component din benzină sau din motorină trece prin minim trei faze de distilare și procesare catalitică pe catalizatori, căror prețuri sunt între 3 și 7 milioane de euro, o încărcătură catalitică. Presiuni de hidrogen, etc., aparatură, utilaj scump, etc. Puneți, vă rog, producătorul băuturii răcoritoare să distile o singură dată apa. Dar o singură dată. Să vedeți ce preț vă va cere. Ce preț? Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Ba da, foarte bine, da. Dar comparați acest lucru. Când luați 2 litri de substanța respectivă, de băutura răcoritoare, cu același preț al unui litru de benzină, vă rog, eu puneți-l să-l distile o dată. Și ce să facem în continuare? Deci, prețurile, să știți că prețurile pe piața românească sunt prețuri competitive. Da. Pe piața românească există competiție reală. Reală. Deci, astea sunt prețurile, că sunt mari pentru posibilitățile de cumpărare, așa cum este opinia cumpărătorilor. Dar acele beneficii de care auziți, de formidabile profituri ale marilor companii, nu sunt cele care nu sunt ca rezultat al acestei activități. Eu vă spun din punctul de vedere al Petrotelului, care cumpără tot, începând cu țițeiul. Țițeiul reprezintă 80%. Care vine din Rusia. Nu vine din Rusia, vine de pe piața Mării Negre. Poate să vină și din Rusia, poate să vină de oriunde, da, dar îl cumpăr la preț de cotație. Am înțeles. Se procesează consumuri energetice, consumuri cu cheltuieli cu personal, etc., etc. Și o să vedeți cât costă. Domnul director, tocmai ne-am încălzit pentru a doua emisiune. Suntem obligați să facem finalul și înainte de a ne lua la revedere, am promis deja o melodie cu Mondial, v-aș ruga pe dumneavoastră să ne spuneți un gând bun
chiar să transmiteți și o veste bună pentru cei care ne urmăresc. Emisiunea dumneavoastră mie mi se pare interesantă și aș crede că este cu atât mai interesantă cu cât spectatorul înțelege ceea ce vrem să îi spunem. Sigur, timpul este limitat. Lupta cu timpul n-a câștigat-o nimeni, nu o vom câștiga nici noi, dar aș vrea ca din acest lucru lumea să înțeleagă ce înseamnă un preț al unui produs, ce înseamnă să ai un colectiv pe care să te bazezi, cum se formează un colectiv, ce înseamnă un criteriu de eficiență fără de care nu stă nimeni de vorbă în economia de piață. Necompetitivitatea te aruncă imediat în afară. Sigur, spectatorii, telespectatorii dumneavoastră sunt prinși de multe alte probleme, dar una din aceste este această industrie care sperăm ca România să nu o piardă, pentru că este una din cele mai complexe, o rafinărie este una din cele mai complexe societăți comerciale. Implicarea în asemenea activitate nu este numai pe verticală, ceea ce văd oamenii că ai 1000 de salariați, nu, mai sunt 10.000 pe orizontală și multe alte lucruri, că ai nevoie de echipamente, de AMC-uri, de forță de muncă la revizie. Uite, de exemplu, acum în revizie sunt peste 2000 de oameni zilnic, timp de 2 luni în această unitate. Care înseamnă ceva. Vă mulțumesc pentru participare în prima emisiune. Liviu Dumitrașcu, cu realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, și la revedere pe săptămâna viitoare. Și acum, pentru că am promis, să ascultăm formația mondială solist Gabi Dregan. Iubire, bibelou de porțelan, obiect cu existența efemeră. Te regăsesc pe aceeași etajeră pe care te-am lăsat acum un an. Îți mulțumesc, dar cum, ce s-a întâmplat? Ce suflet caritabil te-a păstrat. În lipsa mea, în lipsa ei, în lipsa noastră, ce demon alb, ce pasăre albastră, ți-a stat de veche atâta timp și te-a îngrijit. De nu te-ai spart și nu te-ai prăbuit. Iubire, bibelou de porțelan, obiect de preț cu smalțul nepătat. Rămâi pe loc acolo unde ești, să nu te miști și dacă ne iubești. Te iubești cu adevărat, așteaptă-ne la fel încă un an. Un an măcar atât cum simți.
dire, bibelò de porzellan. Un an ca atât, un singur an, iubire, bibelò de porzellan. Un an ca atât, un singur an, iubire, bibelò de porzellan.